Hai, salut! Eu sunt loșnița numărul 2. Știam că se va ajunge aici, frate, dar mai spun încă o dată pentru cei care vor să audă. Eu am spus că Jimmy mi-a lăsat impresia în clipul cu păcănelele, că mi-a copiat clipul meu. Când spun copiat, nu mă refer la tot clipul, doar la punctele cheie. Nu am făcut asta pentru a crește pe spatele lui, ci pentru că eram acuzat că i-am copiat eu clipul. Acum, cei care mă acuzau pe mine că i-am copiat clipul, spun că Jimmy nu a copiat clipul. Norocul meu că l-am postat înaintea lui. El nu avea cum să-l copieze, pentru că are canalul mai vechi și are mai mulți abonați. Nu ai cum să mai zici ceva acum, nu? Zilele trecute au ieșit câțiva youtuberi mari cu reacții la acest scandal. Scandal între ghilimele. Singurul cât de cât imparțial a fost Rovion. Ceilalți doi, Sucre și Lospa, au fost clar de partea lui Jimmy. E mai ușor să dai în cei mici și să nu primești hate de la fanii lui Jimmy. Voi vorbi doar despre cazul meu. Amândoi au argumente foarte puternice când spun că suntem clone și îl copiem pe Jimmy. În primul rând, numele canalului. De ce are, mă, povești în el? E simplu, pentru că e un canal despre povești, un canal nișat. Sigur, poți pune numele Ciprian, Lospa sau Sucre când contentul tău nu se mulează pe o nișă. Dar când ai canalul despre grădinerit, e bine ca numele să reflecte subiectul canalului. Apropo, și Jimmy tot așa are numele, la povești cu Jimmy. De ce nu și-a pus simplu Jimmy Hex sau Mihai? Alt argument e că sunt paranoic și că Jimmy a fost primul. După logica asta, tot YouTube-ul românesc e o copie. Nimeni nu face conținut original. Dacă scriu acum o carte, îl copiez pe Hemingway? Dacă pictez un tablou, îl copiez pe Da Vinci? Alt argument irefutabil este cam un Q&A în care folosesc numele lui Jimmy în titlu. Deci atunci, ca și acum, vreau să fac vizualizări pe spatele lui. Am folosit atunci numele lui pentru că foarte mulți mă întrebau și acuzau. De ce îl copiez pe Jimmy sau îl copiez pe Jimmy? Acum am folosit numele lui pentru că despre el era vorba. Voi de ce ați folosit numele lui în titlu? Alt argument adus de cei doi e că acum un an am lăsat un comentariu în care spuneam că sunt mândru că Jimmy s-a inspirat de la mine. Ce puteam să spun, frate? Și da, a fost și sunt mândru. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu eu cel acuzat pentru un lucru pe care probabil l-a făcut el. Nu mi-am călcat pe cuvinte. Dacă Sucre acum 3 ani spunea că Jimmy fură și acum spune că nu fură, nu e același lucru sau mai grav? Nu au nimic cu ei, nu vreau să mă cer cu nimeni. Dar Lospa m-a dezamăgit, aveam altă impresie despre el. Dar presupun că e la fel ca toată justiția din România. Ține cu cel mai mare și mai puternic. Nu judec, dar nu pot fi de acord cu ei. Mulți m-au acuzat prin comentarii că dacă nu era Jimmy, nu era nici canalul meu. Că el ne-a învățat cum să facem povești. Am spus-o mereu și o repet și acum. Jimmy m-a inspirat să fac acest canal. Mă gândeam de ceva timp să fac ceva cu animații, dar nu știam să animez. Când am dat de canalul lui, am realizat că pot face povești și cu simple ilustrații. Asta nu înseamnă că am găsit canalul lui și gata, m-am apucat de treabă. Au fost săptămâni întregi de muncă, de învățat cum să lucrez cât de cât în Illustrator, în Vegas Pro, cu Audacity, cu toate că încă am probleme cu sunetul. Și asta nu le-am învățat de la Jimmy. Am urmărit 10 tutoriale pe YouTube. Mi-a luat vreo 5-6 ore până am creat primul caracter, pe Gigi. M-au ajutat mult tutorialele unui alt român, primul din România pe această nișă. Da, frate, nu Jimmy a fost primul. Cred că și la Mișto a fost înaintea lui. Mă refer la Andrei Țerbea, face animații de 9 ani. Pe timpul ăla Jimmy freca Duda prin deșert. Deci dacă e să o luăm așa, Țerbea e ploșnița tată și Jimmy e femela lui. Glumesc, frate. În orice caz, singure lucruri cu care m-am inspirat de la Jimmy au fost câteva idei de povești. Mă refer la titlu, nu la poveste în sine. Cei care mă urmăresc știu că poveștile mele sunt originale și n-au treabă cu ale lui. Una dintre aceste povești e prima dată când am fumat. Mi-a fost și frică, frate, să spun replica ca ipopii boii mătii, pentru că știam că a folosit-o și Jimmy. Și în final, să trecem la clipul lui Jimmy. Voi vorbi strict despre mine și atât. Mă găsiți și pe mine pe thumbnail acolo, sunt ploșnița numărul 2. În tot clipul vorbește despre acuzațiile lui Deep și le demontează într-un mod copilăresc. Cele mai folosite argumente fiind că el are canalul mai vechi sau că a folosit înainte de Deep efecte sau edituri. După toată treaba asta, concluzionează că toți, dar toți, frate, suntem o copie unul la unul a canalului său. Până și Carina, care e fată în primul rând și nu mai postează de mult timp. Înțeleg să se ia de Deep, de mine, cu toate că tot ce am zis a fost adevărul, de aceea nici nu mi-a dat nicio replică. Singurul lucru pe care l-am zis de rău despre el a fost că l-am făcut cocalar, dar așa îl văd eu, frate, așa mi se pare că vorbește, ca un cocalar. E părerea mea, poate să fie greșită. Da, frate, și se ia de toți și ne face ploșnițe, toți l-am copiat pe marele Jimmy. Înainte să se apuce să demonteze toate argumentele lui Deep, care îi se par penibile, vine el cu niște argumente de tot râsul. El a fost primul. Nu a fost el primul, a fost Andrei Țerbea și la Mișto și probabil au mai fost alții. Canalul lui e mai vechi. După logica asta defectă, ar trebui să ne lăsăm toți de YouTube, normal că e mai vechi. Are mai multe povești. Stai liniștit că în ritmul ăsta te depășesc până la anul. Și a făcut chiar timp să ne ia pe fiecare pe rând și să ne dea verdictul de ploșniță. În privința mea, argumentele au fost. Thumbnail-uri similare, bara sus cu text alb. Am și pe text roșu și negru și sunt alte mii de canale care folosesc acest stil. Titluri similare.
Titlul meu e prima dată când am fumat, a lui e primul fum cu 3 surciol. Foarte similare, trebuia să zic prima dată când am mers, să vorbesc despre fumat. Personaje similare. Aici sunt două fete care, în afară de părul blond și culoarea hainelor, nu prea seamănă. Presupun că roșul nu e o culoare despurtată de fete. Am sute de personaje create de mine, uite-le aici. El până și caracterul principal l-a reluat de pe Google. Dar da, Jimmy, verdictul, frate. Suntem toți ploșnițe și copii ale lui. Eu cred că Jimmy totuși nu e mama ploșniță. Cred că el este o viespe africană, de-aia mare și ucigașă, care vrea totul pentru ea, egoistă și agresivă, ca în topurile alea pe care le furai din afară, Mihăiță. Noi suntem doar niște furnicuțe mici și neajutorate, dar suntem multe și harnice. Și oricât ar cădea răpuse de veninul viespii, furnicile înving într-un final. Cam atât am avut de spus. Și aici se oprește totul pentru mine. Nu voi mai posta nimic legat de acest subiect. Încă o dată, care vreți să dați cu hate, dați. Care vreți să vă dezabonați, faceți-o, frate. Respectul pentru tine, Jimmy, mi l-am pierdut. Și îl voi susține în continuare pe Deep cu tot ce pot. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!